De curând, cineva m-a întrebat, Diana, sunt foarte curioasă să înțeleg cum funcționează asta. Eu dau bani pe psihoterapie și tu afirmi că făcând psihoterapie o să vină alți bani și o să am mai mulți. Cum vine asta? Nu înțeleg, dar o să vedem. I-am răspuns că nu este nicio magie la mijloc, ci rana de abandon pe care o purtăm în viața de adult ne face să pierdem nu doar oameni, ci și bani, sănătate, proiecte, vise, oportunități. Făcând psihoterapie, încep să vindeci rana de abandon. Nu e despre pe cine și ce pierzi sau dispare. Întotdeauna abandonul are două fațete. Este despre cum tu te trădezi pe tine, nu doar când ai fost trădată sau ai trădat la rândul tău. Este despre cum tu dispari, fugi, te abandonezi și tu pe tine și te anulezi. Nu existi în propria viață, nu doar despre cum ceilalți te abandonează sau ai alte pierderi suferite. Este despre cum te autodistrugi, te pedepsești, te sabotezi și te răzbuni pe tine, nu despre un rău pe care îl faci sau îl poți face altora, în așa fel încât poți să atragi boli, deficit financiar sau evenimente nefericite. Este despre cum te învinovățești, crezi că nu meriți, nu știi să te bucuri de realizări sau momente frumoase și cum te abandonezi propriului scenariu dramatic învățat în familia de origine. Terapia ne învață să înțelegem aceste tipare și să facem microschimbări. Acțiunea și doar acțiunea către schimbare și ascensiune aduc progres, fericire și împlinire. A te pune în contact cu vulnerabilitatea, a te face văzută, a te accepta. Apoi nimeni nu mai pleacă și toate rămân. Oamenii potriviți, bani, proiecte, vise împlinite, echilibru, sustenabilitate, siguranță, sănătate, abundență. Pentru mai multe materiale, vizitează și tu site-ul dianabordeianu.ro. Mulțumesc și o zi cât mai frumos!